I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. Așa zic și eu. Și bine v-am găsit la un nou vlog. V-am lăsat dimineața așa câteva cadre de la răsărit, iar apoi nu ne-am mai auzit că am plecat și eu la muncă și de așa cum ne auzim așa cu greu că cineva are treabă aici lângă mine, din câte se vede. Cam asta face el când mai auziți. Că mai filmez pe aici și se aud așa zgomote. În altă ordine de idei, s-a făcut seara deja, e aproape 7:15 și am ajuns și eu acasă. Asta după trafic minunat în Constanța astăzi și dimineață și acum după amiază și s-a sărit cu fața de masă că s-a băgat în ea și mie că pleacă totul pe aici. Da, deci nu, dimineață haos, acum după amiază haos, e ok. În altă ordine de idei, ce vreau să vă arăt, câteva chestii pe care le-am luat de la Sinsai, pentru că da, am mers puțin pe la Tommy's Mall. Voiam să văd ceva la Pepco și la Kik și la Sinsai, două chestii, dar n-am găsit decât la Sinsai, ceea ce doream să spun așa sau poate nu, aici pe acolo și am și a doua comandă de la Avon, dar hai să începem cu a doua comandă de la Avon, că aici trebuie să fie treburile mai scurtuțe. Vă spuneam eu un unboxing, bine, practic în curând o să vă spun, azi e luni, voi oricum unboxing-ul vă spun atunci, nu mai modific și nu mai adaug acolo asta pentru că deja am filmat și am editat, programat toate cele acel video și gata, aici mai am agenda. Practic am 3 produse în cea de-a doua comandă și așa le-am gândit cumva din momentul în care am plasat comanda, pentru că văzusem, aveam două seturi, vă spuneam acolo, setul acela frumos ambalat cu parfumul Faraway Beyond the Moon și încă un set pe care și-l luase mama mea din broșură, dar la care, ce să credeți, parfumul nu era disponibil și alimentau abia, nu știu, pe 5 octombrie sau cum. Și am zis ok, dau o comandă așa și mai las ceva pentru a doua comandă, să o plasez în momentul în care intră și parfumul. Ăsta e și motivul pentru care nu v-am arătat parfumul și nu l-am desfăcut atunci în unboxing, pentru că am zis că l-am luat pe acela din setul meu, l-am dat mamei și nu l-am desfăcut, că nu știam ce vrea să facă cu el. Și am zis că nicio problemă, o să vi-l arăt pe acesta al meu, pentru că da, ăsta este al meu și practic așa arată sticlul, sau oricum v-am mai arătat-o când am fost la evenimentul de lansare și îmi place super mult, chiar îmi place super mult cum era, se primisem atunci parfumul acela în format de 10 ml și da, am mai tot folosit din el, motiv pentru care am zis că da, vreau să-mi iau și parfumul. Iar să rămână să dau comandă, mi-am lăsat pudra aceasta, se află în ofertele online, este cea de la Color Trend, Real Matte Waterproof Press Powder și acum am un pisic care stă jumate pe piciorul meu, jumate pe scaun și mă înțeapă, dar minunat, așa arată, este pudra mea favorită de la Avon, îmi place că nu mai vine cu toate chestia aia, cum îi spune, pernuța și toate cele, așa că, da, în ce nuanță mi-am luat-o? Natural Light. Hai că suntem bine. Iar acum cineva și încearcă să-și facă loc aici lângă mine, să pitească și el, nu știu ce vrea să facă, se așeze mai bine, se ascundă. Iar celălalt produs este tot un set. Și nu știu dacă ghiciți, dar da, este setul cu serumul, Power Serum și crema de ochi, pentru că v-am zis că am făcut o obsesie pentru el, iar de data asta m-a dus capul să-mi iau și eu măcar un cuțit lângă mine să desfac chestiile acestea. Și acum ați curioasă cum este împachetat, dacă este la fel de fain împachetat cum a fost și setul cu parfumul. Și până acum pare că da, are tot așa cutiuța aceasta, asta de protecție, unde, protecție de prezentare, unde ne spune produsele. Iar înăuntru, desigur, wow! Deci ador. Ador cum s-au gândit și cum au făcut seturile acestea anul acesta. Și am aici serul și crema de ochi. Cred că o să mai vedeți asta. Și că eu gândesc dacă să fac în decembrie un video cu idei de cadouri. Oricum, de asta vi le arăt oricum și de acum, de când le comand. Ele se pot comanda deja. Și am prins setul acesta. Era în oferta de reprezentant la 99 de lei. Plus 30% reducere. Deci numai bun preț, chiar nu am ce să-i spun prețului. Și asta a fost cu Avon-ul și de asta v-am zis că le-am lăsat așa, să dau pe a doua comandă chestiile astea ca să vină și
parfumul acesta. El oricum ar fi venit la următoarea comandă și acum Sami a prins foliile de la astea și vrea să le ce e bun. Aici am chestiuțele de la Sinsai, care în continuare au ceva reduceri și o să-ți fur eu chestia asta pentru că tu o să faci scandal cu ea. Stai așa că s-a așezat pe astea și să le ascund aici. Bun, de la Sinsai, not 5-6 chestii, nu știu câte am luat. Întâi de toate, am luat ceva de care efectiv am dat peste el și nu știu ce mi-a venit mie să mă uit în zona aceea de Halloween, că nu o fac, dar mi-am luat acest colier cu mătură și pisică neagră. A fost 10 lei și era ultimul care mai se afla pe acolo și stai, în cazul în care nu înțelegeți ce se întâmplă aici, cineva vrea să se bage în sacoșe, da? Nu se poate cu el. Nu se poate. Bun, da, deci se vede pe mătură, nu știu, luăm și lui o mătură, poate, poate, vrea și el să se dea cu ea, dar mi-a plăcut super mult, nu prea sunt eu cu partea de lănțișoare, dar asta v-am zis că mi-a captivat așa atenția. Apoi am găsit un set din acesta de cărpe de bucătărie, după așa ceva mă uitam și la Pepco, dar le avea tot pe aceleași pe care mi le-am luat până acum și nu știu, se duc și repede, m-am și săturat, sincer, să fiu de ele de atâta timp și am zis că hai să mai schimb și le-am luat pe acestea de la Sinsai, a fost 13 lei setul și sunt 5 bucăți și avem așa una verde, două portocalii, una mai crem și una asta așa cu frunzișoare și frunzulițe pe ea, sunt foarte faine ca material la atingere, îi zic că sunt microfibră, acum să vedem și cum și-o face treaba. Mi-am mai luat și chiar urmăream colecțiile acestea de caiete, de chestii de genul să scadă la preț și a și scăzut, a fost 9 lei caietul acesta și este un caiet așa mare, pentru că asta și doream, mai am găsit ceva la un de la Jumbo, dar dacă tot l-am găsit pe ăsta la 9 lei, mi s-a părut foarte ok pentru ce voiam eu și ce aveam nevoie. Iar apoi mai am două chestii de care sunt super încântată și sper să-i placă și al meu soț. Și anume două tricouri meci-meci. Și anume sunt ceva tricouri din acestea family set. Sunt cu tematică de Halloween, nu mă dă pe mine pe spate practic această tematică, dar fiind doar dovlecelul ăsta și schericul scris așa, mi s-au părut chiar ok, culoarea îmi place super mult și da, scrie și pe ele că sunt family set. Iar cel de bărbați este 16 lei și am luat lui în mărime XL, eram LXL, ce să iau, ce să iau. Și am zis, zic, ok, hai să iau XL, că în caz de e mai mare, e mai mare, mai mic să nu fie. Și desigur că mi-am luat și eu cel de damă, arată la fel, tot la fel scrie scary cool, diferența este la dovlecel. Ăsta are ochii inimioare, celălalt are ochii normali, iar cel de damă, ce credeți, este mai scumpuț, este 20 de lei și mi-am luat tot în mărime XL, deși mi-a și dorit foarte tare un M, dar la cele de damă mai aveau efectiv doar două bucăți, două tricouri, ăsta în XL și cel în XS. Dacă în lungime cel în XS era bun, aici pe partea de bust nu prea aveam ce să fac cu el, așa că am zis ok, dacă tot am vrut să iau chestiile astea, zic că mi-au XL, asta e, dacă e mai mare, îl mai înot, eu îl bag în blus sau chestii de genul. Și da, am zis, mi-a plăcut super mult, mi-a plăcut culoarea și cum arată. Nu mă, asta, na, dovleacul ăsta nu mă duce musai cu gândul la Halloween, fața cu scary poate, dar mi s-a părut așa drăguțel. Bun, și cam asta pentru moment. Ce aș vrea eu să mai fac acum ar fi să schimb și eu lenjeriile la pat, să le bag la spălat. După aia o baie, am să-mi fac o planificare cel puțin pe săptămâna asta și săptămâna următoare, că sunt puțin așa extra, ultra, mega ocupate. Și acum văd eu sus că mai am și paharele de la Jumbo de anul trecut cu dovlecel. Zic eu, ok, uite, numai bine, se potrivesc. Și apoi o baie, să mănânc ceva, șef la cuțite și cam s-a dus seara, iar mâine sper să nu mai fie atât de nebunie în trafic. Și da, am în urechi cei pe care mi-am luat din Polonia pentru că îmi place super mult cum vine și se asortează cu acest tricou. Bun, și apropo de tricou, în seara asta, dacă nu mâine seară, cred că ar fi cazul să-mi scot și eu de prin huse chestii ce am pus eu acolo, hainele de toamnă-iarnă, pentru că de ieri a venit așa deodată brusc frigul. Deci ieri era undeva după amiază vreo 26-27 grade, plăcut, cald și în 5 minute s-a pus o rafală și un frig de mamă-mamă.
Bun, vă las pentru moment și ne mai auzim mâine, poi mâine, nu știu, zilele următoare, dar ne mai auzim. Față în vlogul ăsta, care oricum e... Nici nu știu când ne-am auzit, cred că ne-am auzit efectiv duminică ultima dată și m-am mai lăsat ceva cadre de ieri și de astăzi. Da, este o perioadă așa nebună și plină, că este plină efectiv de activități și foarte, foarte aglomerată, dar trece ea. Acum vine finalul lunii octombrie și trece și perioada aceasta și da, cred că începe să vă aduc și oboseala pe mine, dar nicio problemă, forță să fie și da, ne vedem cu păr, așa că e musai să intru eu să mă spăl și pe cap și în caz de am și niște tuia prin păr, a se face abstracția asta pentru că dimineața am fost să luăm iarăși ceva trandafiraș, tuia și chestii din acestea pentru o activitate pe care o avem mâine, iarăși proiectele de v-am mai spus eu în comunități și la un moment dat... Nu mă întrebați cum am ajuns cu ceva tuia prin cap, mi-am cules ceva chestiuțe, acum sper că nu mai am deloc și o să intru să îmi spăl și părul acum, după ce mănânc și eu, bag mașina la spălat, chestii de genul ăsta. Dar în altă ordine de idei, ce voiam eu să vă arăt, sunt foarte fericită că am primit un cadouaș de la Avon. Am primit ieri mesaj să merg astăzi la sediu să-mi ridic un cadouaș foarte drăguț și vreau să ne uităm la el, vedeți că nu l-am desfăcut efectiv nici eu și asta e să vă demise și mie o păzică drăguță. Sper că e și ceva cu el, pentru că, na, vreau să-mi curioasă aici acum și astfel îl desfacem împreună. Văd așa în mare parte de chestii, e și ceva eșantioane, pot să spun, să rămână mulțumesc. Da, l-am primit pentru una partea de comenzi și tot... pe zona pe care eu o reprezint și am fost bucuroasă să aflu că mai nou se pot înscrie și pot înscrie persoane care își pot crea efectiv doar cont, na, cum îți scrieți pe alte site-uri cu nume, prenume, e-mail, telefon și își pot da comenzi, doar că cei care își fac cont de genul acesta au partea de achita, nu așa că poate să achite înainte cu cardul sau ramburs în momentul când primesc coletul, iar cei care se înscriu na și cu CNP-ul, datele de buletin, au și varianta de achita pe credit. Pe credit, adică ai o perioadă de 20 de 15 sau 20 de zile, nu mai știu exact cât este, în care poți să achiți factura, dar uite că de chestia asta cu să-ți faci cont tu singur, să-ți faci cont normal, cum e pe alte site-uri și să achiți comanda în momentul în care îți vine, pentru că da, parcă mi-am zis că și eu am bursiera, nu știam și uite, poate chiar este o idee bună. Procesez așa puțin ideea, poate mă apuc să fac și eu ceva înscriere de genul acesta, pentru că mi se pare mai ușurel, cumva, partea aceasta, că na, poate să-și dea fiecare comandă când vrea, când dorește în campanie, are contul, na, cum e pe alte site-uri. Îmi vine cu pion cap asta pentru că mi-am comandat ceva de curând. Cum e pe oricare alt site, na, Sinsai, H&M, pe oricare îți faci acolo un cont și îți dai comandă, așa merge și acum. Și nu știu, dacă ați fi interesate pe aici, chiar procesez ideea asta să, dacă vor persoane să le ajut să se înscrie din punctul ăsta de vedere. Bun, și hai să vedem ce avem aici, că multă vorbăraie. Întâi de toate, ce este asta? Este mască de față, am crezut că e cremă de mâini, sincer să fiu. Eu mă tot uit în catalog la produsele acestea Planet Spa, dar acum în perioada asta n-am avut nimic de acolo, nu prea le-am analizat, dar, na, ca ambalaj îmi cam seamănă. Și asta este masca de față. Apoi avem aici,
Energizant Facial Mist. Da, bravo. De bine ce mi-am luat de curând o loțiune tonică. Nu v-am arătat de la Nala. Nu cred că vi le-am arătat. Uite, hai că o să mă duc să le iau și pe ele din baie să vi le arăt. Deci un Facial Mist. Super mulțumim. Iar aici avem Solid Cleanser. Este un săpun. Și cred eu că este ambalat. Da, este ambalat și într-o folie din asta individuală. De așa arată. Și miroase de gust. Nu cred că am mai avut din gama asta portocalie. Am mai avut ceva? N-am mai avut. Memoria mea e praf oricum în perioada asta. Și mai am niște mostre. Mostra parfumului Yves, acesta cu bujor and bronze. Cred că se pronunță. De mi l-am luat și eu de curând și îmi place super, super mult. Apoi cel de bărbați Segno. Nu mai bine, uite, vin și mostrele astea, eu le mai pun și fetelor atunci când le dau comenzile. Și Age Restore Face Cream All Skin Types 3-in-1 de la Avon Care. Uite, de asta chiar sunt curioasă să o încerc și eu. Da, ce pot să spun, mi se pare un cadou și foarte drăguț, mai ales până l-am primit frumușele și tare și o să păstrez eu ambalajul ăsta pentru a împacheta alte cadouri pe viitor. Și mă duc imediat să iau și produsele de la Nala, că îmi dau seama că nu cred că vi le-am arătat, nu vi le-am arătat cu siguranță, săptămâna trecută le-am luat, dar vin imediat de ele. Și hai că am aprins și lumina între timp, că se făcuse prea beznă aici. Uite, despre ele două este vorba, nu mai știu, ăsta a fost cred că 20 de lei și crema 39 sau 40 de lei. Și mi-am luat facial toner, tonerul de față, cu flori de portocal. Bine că scrie în română și nu vă română, mă uitam în engleză cu ce aromă este. Este așa micuț de 175 ml. Este foarte fain și pentru partea de călătorii. Iar apoi am aici crema de față cu mușețel și ulei de migdale. Le-am luat pentru că scria să le încerc. Nu le-am folosit încă, deci nu știu să vă spun nimica despre ele, cum sunt și în ce fel. Vreau să termin ce am momentan desfăcut și apoi o să le testez, dar le-am luat pentru că oricum eram acolo și chestia asta o voiam. Deci pe el ar fi cazul să-l las la îndemână și să îl și pun la folosire, că l-am luat, le-am pus în dulap și am uitat. Efectiv, acum mi-am adus aminte când am văzut chestia aceasta de la Avon, iar crema am luat-o, este nedesfăcută, vreau să o folosesc după ce termin ce am momentul de față, dar ăsta, hai să-l și desfac să... scuiasă cum miroase. Nici nu vă spun sincer, nu l-am testat. Dar ce fain miroase. Ok, mi-l pun la îndemână să-l folosesc diseară. Și da, nu știu, poate mai devreme era foarte întuneric și nu le-a zis pe astea bine, astea sunt. Bun, da, deci cred că încep să devin foarte enervantă eu pentru mine în momentul de față, dar mai însă a adunat oboseala, de spuneam duminică sau nu știu, că nu, cred că atunci spuneam că aș vrea să-mi scot și hainele de iarnă, de fapt duminică, cred că luni am auzit. Când am auzit ultima dată, cred că spuneam ceva că aș vrea să-mi scot și hainele, nu neapărat de iarnă, toamnă, așa. Dar văd că iarăși a venit căldura, așa că e ok, mai dă puțin timp la dispoziție să le scot, să le așez, dar oricum, weekendul acesta, cred că o să fac chestia asta, să mi le scot din chestiile alea, cum le-am pachetat eu din organizatoare, neapărat cutii huse, cred că pot să le spun huse, și să mi le așez, nu de alta, dar după cardiganele astea mai subțirele, așa de merg, ok, peste tricou și sub o gecuță subțirică, chiar umblu, pentru că dimineața, cam e cazul să plec în momentul de acasă când plec spre muncă cu un cardigan din acela subțirel și cu gecuța, iar după amiază renunț desigur la cardigan, de asta îmi place chestia asta de layer mai multuț. Și am ceva cardigane pe care mi le-am luat în ultima vreme de la CH. Și chiar sunt super mulțumită de ele și uite, poate mă gândeam să fac, că mi-ați mai spus și voi, și poate cred că o să mă organizez să fac un haul cu ce am găsit în ultima perioadă prin partea aceasta de SH, pentru că știu că mi-ați mai spus și voi că uneori vă arăt, uneori nu vă arăt asta, pentru că mă gândesc la faptul că dacă vreți sau dacă vă place chestia respectivă, nu o găsiți, dar în același timp ca idee chiar îmi se pare foarte fain și drăguț și eu mă uit la clipurile de genul ăsta. Văd cum o organizez și poate vin și cu un mic holișor din partea aceasta. Bun, acum zic să încep partea de a strânge rufele, băga mașina la spălat, mâncat, spălat acest păr minunat și apoi să văd ce mai fac sau poate reușesc și eu, măcar în seara asta să tot mă uit măcar la un film, că numai deci de câteva secunde, deci e haos perioada asta, e puțin haos, dar
Totul e ok. Bun. Hai, că vă las pentru un moment și vedem cum ne mai auzim. Și m-am uitat eu mai bine ce scrie pe cutie acum în timp ce le puneam la loc, pentru că n-am eram curioasă de produsul ăsta, pentru că m-am spus, nu țin minte și eu toate produsele din broșură, iar aici scrie așa foarte micuț, că am stat să caut o limbă pe care o înțeleg ceva timp, și ar fi să pun solid demachiant. Deci chestiuța aceasta ar fi pentru demachiere, ceea ce mă face și mai curioasă, așa că o să testez, cred că zilele acestea, să văd dacă apuc în vlogul acesta, dacă nu și oricum o testez în perioada aceasta, poate ne auzim cu el prin produsele lunii, dar da, acum sunt foarte curioasă de acest aspect și v-am zis, scrie efectiv foarte mică. Eu am văzut aici solid cleanser, dar nu, m-am gândit că poate fi și de corp dacă îi spui așa doar simplu cleanser, dar nu, având în vedere că aceea era o mască de față și celălalt era un spray de față, putea să mă ducă capul care merge în sensul acesta și ar fi șosat-o de ten, dar hei, na. În fine, dar da, acum chiar sunt foarte curioasă să-l testez și o să ne auzim cu păreri, impresii și chestii despre el cu siguranță. Dacă tot nu ne-am auzit astăzi sau în ultimele zile, zic să ne auzim așa repejor, pe sfârșit de săptămână, cu un haul de la Lidl și cu un pisic care testează chestii pe aici și așa. Iubitor pe ziua de azi, nu știu ce a pățit asta, după ce pe ziua de ieri mi-a tras o mamă de zgârietură. În fine, în caz o vedeți pe acolo, este semnătura Domnului. Bun, hai că am zis că repejor, pentru că n-am foarte mult de insistat, n-am luat foarte multe chestii. Doar așa să vină în completarea celor pe care le mai avem deja și, în fine, chestii care se terminaseră, cum ar fi rolele acestea de bucătărie, hârtia igienică. Eu nu mai pe aceasta așa cu patru straturi, tot iau în ultima vreme de la ei și stați că acum vrea să leașine. Lapte, o întreagă crescătorie de lapte și de alcam consumăm. Și-a luat al meu soț acolo și două heluri. Aici am luat două cutii de înghețată, ne plac maxim astea și dacă tu ne permite vremea și da, am și mâncat una acum pe drum. Waffle de genul ăsta, am aici vreo 3 pungi, una pentru că a vrut-o al meu soț să mai mănânce cu cremă de ciocolată, că mai avem, și una pentru că vreau să fac mâine cum fac eu prăjitura aceea și cu cremă de mascarpone și fineti, doar că de data asta vreau să folosesc pe partea de cremă, am niște plicuri din acelea de praf pentru creme de tortui, care până în finalul lunii, așa la un moment dat, știu că expirau și aș vrea să le fac să nu rămână acolo să expire și să fie cază să le arunc. Și n-am găsit blat de tort, mai aveau pișcoturi, dar cu pișcoturi am tot făcut prăjiturile în ultima vreme.
Așa că am zis că hai să iau tot de-astea și cu acea cremă și o să văd ce-i pun pe deasupra. Uite, poate o facem așa sau dacă o fac mâine dimineață o să vă și arăt. Și da, am un pisic acum care se zbânție pe aici. Pâine toast, în ultima vreme îmi place foarte mult aceasta de la ei. El și-a luat pe aici niște creme din acestea baton de brânză, brânză topită, și-a luat varianta asta cu emmentală și cea cu șuncă. Am mai luat o sticlă de sirop, pentru că da, ne place și ne place super mult. Și au început să bage, am găsit, nu știu, cred că e o colecție limitată, o ediție limitată, o chestie de genul. Și da, în caz că vă întrebați, e și el acolo. Sami, ți-vă-mă acolo. Ți-vă-ți, bă, acolo, bă, ți-vă-ți acolo. Cine? Vrei să vezi ce e? O să dărâm carnea. Dar zici, uitați-l că acum se urcă. Hai, 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 hai. Haide, hai, te rugăm frumos jos. Așa, gata. Spuneam că au băgat această ediție de săpunuri lichide pentru mâini cu arome de iarnă și am aici varianta cu portocale. Au și gingerbread și măr cu scorțișoară. Și le văsem prima dată acum câteva zile când am mai fost eu pe la Lidl, de-am luat cupoanele, aveam cupoanele acelea de paste gratuite, nu mai știu dacă v-am filmat, dar nu cred. Și în fine, am luat atunci, le-am văzut atunci, undeva la 4,90 parcă, și am văzut acum și eram zis, da, pot să-mi iau și ăsta, dar cu ce se iau, cu portocală sau cu măr și scorțișoară? Și l-am luat pe ăsta cu portocală, acum mă mai gândesc, poate o să le iau și pe cel cu măr și scorțișoară, dacă o să-l mai găsesc, că sunt pe la genul ăla de produse, așa, ediții limitate. Roșii, ardei, am luat două cutii din acestea de roșii tocate Italiamo, cu două diverse arome, roșii la ceva reducere, mai știu, erau 4,50 în loc de 5 lei, o chestie de genul. La fel și măslinele astea, erau vreo 4,30 lei cu un cupon în aplicația Lidl în loc de 5 lei. Le-am luat, mai am un borcan în frigider, dar îmi place să le am în casă pentru că îmi plac super mult, le mănânc și așa, le mai folosesc în diverse chestii, iar borcanul pe care l-am în casă o să vă fac o salată orientală, cred că mâine sau poi mâine, și pe ăla o să-l folosesc desigur la chestia asta, așa că să mai am unul. Mi-am luat și o cremă din aceasta de brânză, de-mi place mie super mult să mănânc cu avocado, dar data asta nu mi-am mai luat avocado pentru că nu prea mi-a plăcut ce am văzut că aveau. Mai luat un salam din acesta țărănesc cu șuncă, care este foarte ok. Mi-am luat eu șuncă din aceasta așa pentru sandwich-uri și am văzut că aveau și chestia aceasta, tot așa, un fel de cârnat cumva, și mi s-a părut, mi-a părut ce obții mie interesant și zic, vrei să încercăm? Da. Zic, hai să vedem care e treaba cu el. Cabanoșii și cei de toate zilele pe care vii tot arăt de fiecare dată. Cașcaval feliat, am luat două din acestea de la Pilos, pentru că erau la 50% reducere și eram undeva 6,30 lei o bucată față de undeva la 12,50 sau 13 lei cât era ea inițial, și practic am luat două bucăți la prețul uneia, ceea ce mi-a convenit pentru că îmi place să mai mănânc așa pentru sandwich-uri. Și am luat aici niște carne de pui pentru gulaș, spun ei, din aceasta de expiră peste câteva zile, dar o bag la congelator și na, săptămâna viitoare oricum o folosim, practic expiră luni, iar eu o să folosesc undeva pe marți sau miercuri, dar congelată câteva zile n-are nicio problemă. Și a fost 9 lei, da, 9 lei preț final. Și cam asta, cam asta de la Lidl. Și vă spuneam că astăzi, așa de dimineață, vreau eu să pun să fac repejor, așa, o prăjiturică. Asta pentru că am cremele astea așa de prăjitură de la Lidl și expiră pe, cât era? Pe 20. Și vreau să le folosesc, să nu rămân acolo să le arunc. Și ce o să folosesc? O să folosesc gofre din astea. Practic o fac fix pe aceeași idee cum o fac pe cea cu Nutella și mascarpone, doar că data asta folosesc cremele alea și folosesc gofre din astea. Două creme din acelea, nu știu cât de înalt o să iasă, că m-am tot uitat să-l pun în altceva, nu prea am în ce să-l pun în altceva, așa că o să folosesc tot genul ăsta de platou. Chiar cred că o să fie nevoie să-mi caut și eu o chestie mai măricică, mai adaptată, așa. Am mixerul acolo și ăsta de măsurat a lui, lapte,
Astea să le pun pe deasupra, că mai sunt aici câteva și să nu mai stea să ocupe locul, niște zahăr și pe undeva aveam și... uite aici, esență de rom. Ăsta e dintr-un set pe care l-am luat anul trecut așa de Crăciun din Lidl și îl vânez și pentru anul ăsta, că e super bun. Și cele două creme. Practic pe asta spune că să pun 250 de ml, de regulă nu prea pun 250 de ml de lapte, eu pun mai puțin. Pun puțin zahăr, na, și le amestec. Și iar gofrele, că nu venea cum le spune, le pun aici pe platou și fac niște apă cu acea esență, fac un sirop și pun peste. Și cam asta ar fi. Hai că o să vă arăt la final rezultatul și cum și ce fel a ieșit. Mai și în final cam asta ar fi. Am 3 rânduri de gofre, 3 rânduri de cremă, am golit și chestiile alea așa pe deasupra, foarte însiropată, cred că este, seamănă foarte bine cu cealaltă, doar că acum are cremă de prăjitură, nu mascarpone și Nutella. Sperăm să iasă ok și la gust. Cam asta e ce m-am gândit așa să fac repejor, cu mare parte din chestii pe care le aveam în casă, pentru a consuma cremele astea, să nu le las acolo să expire. Cu siguranță o să fie foarte mâncată. M-am cam chinuit puțin cu, cu această cremă, că m-am chinuit cumva al doilea plic pe care l-am făcut, să-l împart în două, să intre și un strat între grufe și să pun și ceva pe deasupra, că nu știam ce să pun pe deasupra. Mă gândeam că ar mai merge și gem pe deasupra, dar nu știu cât ar fi de încântat de combinația al meu soț, așa că așa am făcut-o. Și asta este, are dulce pentru următoarele zile. Gata și prăjiturica și zic că aici o să fie gata și acest vlog. Nu cred că ne-am mai auzit așa de... nu mai știu când ne-am auzit ultima dată, dar în fine. Ieri dimineață vă arătam, cred că, ceva cadre când am plecat, am avut o activitate, un training. Apoi am venit acasă, am mâncat, am făcut piața cu holul Lidl, ne-am auzit sigur. Iar pe seara am vrut să mergem puțin la Sabroso, rămăsem noi cu o prăjitură în gând de la ei și am zis să mâncăm o prăjitură, dar pe drum spre Sabroso ne-am dat seama că nu este și cam foame, pentru că n-am făcut se 7 și în jur de 7 se făcuse când mergeam încolo și am zis ok, hai să și mâncăm ceva dacă tot suntem acolo. Și apoi am venit acasă, duș, am mai stat puțin la televizor și somn de voie. Iar acum de dimineață am zis eu să fac prăjitura aceasta, nu mai bine, cred că până pe seara așa se mai strânge și asta, acolo se mai întărește, ceea ce ar fi ideal, pentru că cineva, și anume al meu soț, deja se uită lung după ea și zic las-o, are nevoie să stea câteva ore. Dar da, în altă ordine de idei, cam aici o să închei acest vlog, mai așa, nu știu, agitat, combinat, cam așa sunt zilele, săptămânile acestea v-am spus, și săptămâna ce urmează la fel de nebună va fi, dar apoi ne mai... liniștim așa puțin, puțin. Bun, v-am lăsat și eu să termin, să editez și ultimele astea două zile, să apară luni și acest vlog. V-am lăsat, vă doresc o zi, o seară minunată, o săptămână minunată și ne vedem la un video cât de curând, mai exact miercuri. Bun, vă pup, o zi, o seară minunată, obicei, pa, pa!